Doi tineri de 18 și respectiv 20 de ani au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 29 de zile. Capul de acuzare în acest dosar este tâlhăria și tentativa la infracțiunea de tâlhărie. Faptele au avut loc în intervalul 10-19 iulie. Victima primei infracțiuni este o femeie de 55 de ani din Vaslui, care a fost jefuită pe stradă în plină zi. Bătrâna se îndrepta către domiciliu, moment în care a fost ajunsă din urmă de un tânăr care i-a smuls lănțișorul din aur cu medalion. Ulterior, oamenii legii au primit alte două sesizări de la femei în vârstă de 54 și respectiv 73 de ani, care au fost victime ale infracțiunii de tâlhărie și din partea unei femei în vârstă de 44 de ani, care a fost victima unei tentative la aceeași infracțiune. Activitățile de cercetare desfășurate de polițiștii de investigații criminale au dus la aprobarea activității infracționale pentru cei doi tineri și cu privire la cele patru fapte, când au folosit următorul mod de operare. În momentul în care ajungeau în municipiul Vaslui, identificau o femeie care avea lănțișor la gât și care avea asupra ei bagaje, genți, sacoșe, o urmăreau, iar în momentul în care ajungeau într-o zonă mai puțin circulată sau fără prea multe persoane în jur, de obicei între blocuri, unul dintre cei doi ia și le smulgea lănțișorul de la gât, după care cei doi părăseau în grabă locul faptei, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, Mihaela Straub. Prejudiciul cauzat la comiterea faptelor este de aproximativ 4.000 lei.